Camera Deputaților a adoptat o lege privind utilizarea semnăturii electronice în condițiile în care ritmul de digitalizare a economiei și mai ales a administrației publice este încă prea lent. La un deceniu de la adoptarea legislației europene aferente, România legiferează utilizarea pe scară largă a semnăturii electronice avansate, facilitând accesul cetățenilor și companiilor la mijloace digitale accesibile și sigure în interacțiunea cu instituțiile statului și între ele. Confederațiile patronale se așteaptă ca noua lege să ducă la o adoptare accelerată a semnăturii electronice în relațiile comerciale și în cele private. În ceea ce privește legislația semnăturii electronice avansate, dintre elementele importante care se regăsesc în legea adoptată, una semnificativă este actualizarea cadrului normativ privind semnăturile electronice într-un sens care să asigure corelarea legislației naționale cu regulamentul european în domeniu. Actul normativ stabilește condițiile utilizării semnăturii electronice, precum și condițiile prestării serviciilor de încredere și atribuțiile autorităților și instituțiilor publice în acest domeniu. De asemenea, semnătura digitală ar putea fi acceptată ca probă în instanță în condițiile în care până acum funcționa doar semnătura olografă.